Neața! Bună dimineața! Este un nou început de săptămână, să vedem ce ne prezic astrele pentru astăzi. Perbec! Relațiile parteneriale încă îți vor da bătăi de cap în prima parte a zilei. Bine este să fii ferm în toate tipurile de relații. Neplăcerile din sectorul partenerial au rolul de a te ajuta să înțelegi că unele colaborări merită finalizate. Taur, la serviciu și acasă se conturează multă forfătă. Relațiile colegiale sunt tensionate, iar șefii îți dau multă bătaie de cap. Ferește-te de discuții aprinse și de spații aglomerate. Gemeni, în prima parte a zilei, gândurile îți vor zbura numai la cei dragi. Chiar dacă în sectorul amoros există neplăceri de multă vreme, ai răbdare și încredere că totul se va desfășura în favoarea ta. Rac, săptămâna se deschide pentru tine cu dorința de a te distra și de a evada din cotidian. Acestea vor veni către tine cu tot soiul de cereri și propuneri. Ocupă-te de aspectele comune cu cei dragi. Leu, ziua este potrivită activităților domestice și dialogurilor cu membrii familiei. Din când în când, astrele îți reamintesc de copilul din interiorul tău care trebuie lăsat să se joace. Fecioară, în preajma ta se vor strânge atât rudele cât și prietenii apropiați. Pe deasupra va trebui să faci față treburilor de la serviciu, fie călătorind în scop profesional, fie lucrând documente importante. Balanță, se anunță cheltuieli, mai ales în după amiaza zilei. Pe de o parte poți achiziționa diverse bunuri personale la care visai de mult, pe de altă parte însă ești tentat să faci cadouri celor dragi. Scorpion, stările tale de spirit sunt fluctuante și cu greu îți vei intra în voie. Ești emotiv și capricios. Temperează-ți reacțiile și evită discuțiile aprinse cu ceilalți. Ocupă-te mai mult de trupul și de sufletul tău. Săcetător, aflarea unor informații secrete din sfera profesională te vor pune pe gânduri. Detașează-te de forfăta cotidiană și îngrijește-te serios. Sănătatea este vulnerabilă, însă ți-ar fi de folos remediile naturiste. Capricorn, discuțiile cu prietenii îți vor aduce lămuriri legate de copii, fie de persoana iubită. Ar fi bine să ții cont de sfaturile primite și să acționezi în consecință. În sfera relațiilor sentimentale există multă armonie. Vărsător, ochii și urechile lumii sunt ațintite asupra ta. Se recomandă prudența atât în relațiile cu șefii de la serviciu, cât și în relațiile cu alți oficiali. Membrii familiei, confortul și liniștea casei sunt remediile potrivite sufletului tău. Pești, prima parte a zilei este favorabilă achitării facturilor. Recomandabil este să îți verifici bugetul și documentele financiare. După amiază, rezervă-ți momente pentru vizionarea unei piese de teatru. Ne revedem peste oră, să aveți o dimineață frumoasă!